Da, ne-am întors cu Moș Crăciun, Moș Crăciun. Fete, da, bă, dar cine frate are moșul? După copii sau au venit niște copii? Au venit copii să-l niște, bă, dar trebuie să-l colinte pe Moș Crăciun. Clar! Nu? Colinte, spune poezie fiecare ce știe. Moș Crăciun cu plete dalbe, mai treci și pe la freezer. Ca să ții să tundă barba. Le rui, da. Dacă nu te faci închelute, mă. Ai văzut, bă, unde erau Eminescu. Mă, dar vara, trebuie să te faci mai chel, că dacă mergi un pic. Ia uite cine vine. Arabia. Uite ce copii frumoși aici. Haideți aici, lângă moșul. Haideți lângă moșul. Și aici, cine vine? Și în brațe la moșul, hai. Ioana, hai aici, tu lângă moșul. Uite, hai, nu vine nimeni în brațe la moșu. Hai, stai. Aici pe genunchi. Hai, vii la moșu în brațe. Vii tu la moșu în brațe. Hai la moșu în brațe. A, uite cine are bravo. Curaj. Opa, opa, așa. Moșu ia vorbește cu el. Da, ia vorbește. Ba, eu cred că ți-am mândat acolo, că va fi cam mare. Da? Haideți aici. Mai, e mai sigur acolo. Îți mai e siguranță. Moșu, nu mănâncă copii. Numai la micul dejun. Nu, numai oameni mari. No, moșul ia vorbește. Ia. Astea, cum le cheamă întâi? Da, vreau să întreb. Pe tine cum te cheamă? Ioana. Ioana. Și pe tine? Sofia. Sofia, ce nume frumos. Și pe tine? Alexia. Și pe tine? Tot Ioana. Facem schimb de ochelari? Nu. Hai că ai mei mai frumoși. Nu. Ți dau ție. Nu. Hai. Dar moșul, ce ți-au scris fetele să le aduci? Păi hai să vedem ce mi-au scris, că moșul a primit multe scrisori. Nu mai ține minte. Nu, de unde? Îi scriu mulți copii la moșul. Ia, Sofia, tu ce ai scris la moșul? Eu vreau păpușa Elsa, i-am scris că vreau și mai vreau încă ceva stiu de tatuaje și încă un look mai vreau. Deci o păpușă Elsa? Da. Care dacă îi ridici până sus cântă. Așa, o trusă de tatuaje. Da, da. Și încă ceva. Și încă ce? Să mai gândește încă moșul. Un iPhone 6. Un iPhone 6. Nu are telefon, mă, nu la vârsta asta, moșul. Nu le prosti pe fete, lasă. Un telefon Hello Kitty cu multe jocuri. Hello Kitty, nu așa, bravo. Știa moșul ceva de telefon. Da, Hello Kitty. Da, cu jocuri. Cu jocuri. Cu Hello Kitty. Și cu prințese. Așa. O mare prietena mea, Magda. Da? Și tu, Ioana? Ce vrei? Nu mai știi ce vrei? Păi nu mai știi ce vrei? Cum să nu mai știi? Pinguinii mea, Agadasca, nu vrei? Ia zi, Ioana, hai, spune la moșu că e aici acum, nu pot să mai... Ia zi, repede. Bă, ce jucărie au copii în ziua de azi. Da. Cu pinguinii din Madagascar, cu păpușa Elsa, da. Păpușa Maya. Bă, prințesa Sofia și așa mai departe. Păpușa Elsa. A, tot așa. Și tu vrei pe... Cine e păpușa Elsa asta? Ha? Moșu. Ridici mâna să cânte, s-a întâmplat, s-a întâmplat. Așa cântă? Da. Ca din somniu m-am descântat. Toată lumea vrea păpușa Elsa, bun. Depinde de grupă, că ea până mici urmă, cred că și-a și moșu una. Sau pe plușica, sau... Nu vreau eu pe plușica. Și tu? Eu vreau mă o jucărie. Numai o jucărie? Da. Ce vrei? Rollercopter. Rollercopter. Băi, dacă... Să gândeam, moșu, că dacă e numai una, trebuie să fie ceva tare. Vezi că vine la Eurocopter. Eu mai vreau ceva. Și atât de vrei? Vreau o jucărie cerc, care... Cum îți mici mâna, zboară după ea. Se duce după ea, dar nu mai e. Știe, moșu, are. Are moșu pe stoc. Îți aduc două. Aoleu, moșu, nu trebuie să aducem. Nu, întinde coarda, moșu. Așa, și întreabă și pe... Și tu, Ioana? Ioana. Eu vreau păpușa Elsa care cântă, mai face lucruri din săpadă. Bă, dar păpușa asta, Elsa, e ceva în top eu test. Eu mi-am adus aminte că mai vreau ceva. Numai puțin să vedem ce zice Ioana și după ne întoarcem. De-a drept pe indignă. Luminează roșpița. Și atât doar o păpușă Elsa? Da. Mai vreau și altceva. Mai vreau și eu un telefon Barbie. Barbie? Un telefon Barbie. Deci avem telefon cu Hello Kitty, nu? Da. Și un telefon Barbie. Ai notat acolo? Acum mă vreau să văd pe păpușa Elsa, că nu se poate așa. Așa. Și tu ce mai spune Ioana că vrei? Păi, tot păpușa Elsa și...
o tabletă de șmecher care poți să scrii cu marcă, să lipești activiri. O tabletă? Nu. O tablă. A, o tablă. Și o carte cu tot felul de activiri, de cu monster, hai ca să le împărți. Ia, dă un pic pe ecran să vedem, asta e păpușa Elsa. A, n-am cablu, da, n-am cablu, dar stai că le arăt așa. Asta e păpușa Elsa. Da. Nu. 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 Din asta. Nu. Asta e aia care patinează. Bă, dar Elsa scrie, mă, păpușa Elsa. Că aia e aia care patinează. Păpușa Elsa, aia e un pic mai grosuță aia care patinează. Da, și mai mică. Nu prea o mergi la sală. Și dacă e mai grosuță, nu prea o mergi la sală. Bă, stați. Și e mai mică. Ai mai mică. Are buletin. Moșule, dar vezi poezii, știu ceva. Păi, bă, nu, că Sonia vrea să mai zică ceva. Nu vreau să fiu ceva, că mai vreau și o zână, că-i dai drumul și zboară. Bine, aduce-mă. Și mai vreau și zâna fluturaș. Ok. Da, aia e zâna fluturaș care am zis-o eu. Și eu tot zâna fluturaș. Bă, pe zâna fluturaș am găsit-o, uite asta zboară. Da. Cum nu? Zâna fluturaș. Asta zboară, dragă. Știu numai că zâna fluturașa aia e într-o cutiuță. Păi acum asta și-o luat de la zborul din cutiuță, nu mai e în cutiuță. Și zboară direct, dar e mai mică. Păi așa arată aici. Eu cred că e cam la fegă, că am văzut-o la tine acasă. Da. A, deci tu mai ai una? Nu, aia nu merge, dar e fix dimensiunea aia. Aia numai de decor. Aia nu e așa. Bine, da, uite, nu, moșul va duce cadourile, dar voi ați pregătit o poezie pentru moșul. Da! Un colin ceva. Stai o stresare. Moșul pe rând, așa fiecare să te gândi. Pe rând, hai. Cu cine începem? Sonia. Sofia. Eu vreau să zic o poezie. Te ascultă, moș, dar tare că... Care am zis-o aseară la serbare. Bravo, dar tare că moșul e surd. Da. Cine vine în fapte de seară cu un sac în țănioară? Cine altul? Moș Crăciun. Moș Crăciun cel drag și bun. Moșule, tu nu uita, vino și la casa mea, că e seara de ajun și sunt un copil atât de bun. Pe părinții îi ascult și iubesc atât de mult. Bravo! Bravo, Sofia! Foarte frumos! Hai să o dăm pe Ioana. Ioana? O ghicitoare. Pisoi și cum pisoi, dacă i-a adun, fac doi. Încă unul, dacă vrei să pui lângă ei, fac trei. Dacă ar mai veni și altul, pisoia și ar fi patru. Un cățel, dacă ar veni, oare cât pisoi ar fi? Ar fi patru, trei sau doi? Moșul bagă cât nu știu, moșul. Cu fisicile. Asta chiar nu trecut. Da. Deci stai că n-am... De Sofia s-a prins, ci că Ioana a spus asta așa nu trecut. Da, dar de atunci s-au schimbat pisoi, adică nu-i mai chiar așa. Da, salții. Deci Ioana la patru pisoi a mai pierdut. Patru au venit, păi al cincilea era cățel. Păi da, deci tot patru pisoi și un cățel. Am zis bine? Da. Am ghicit? Nu, stau scurt păi bine. Nu? Păi primul era altceva. N-a cățes. Stai că numără. Întreabă pe tati că el e de la... Spune tati. Nu, ce să-l întrebe pe tati, că tati, deci de-aia vrea pisoi. Smart TV. Niciun pisoi. De ce? N-am mai erau niciun pisoi. De ce? Spune dacă că a venit cățelul. Trebuie să fugă toți. A venit cățelul, s-au plecat pisoi. Da, îmi pare rău, n-am fost foarte atent. Dar să știi că dacă cățelul ăsta era unul prieten cu pisicile, erau totuși patru până la urmă. Da. Cât se poate. Hai să vedem. Și tu? E șirișceneta, legenda bradului. Uite, te ascultă, mă. Uite acolo la cameră. Acolo Andrei. La cameră. Așa se le știu. Mulțumesc, cu brad frumos. Ai fost bun și credincios. Fapta ta cea minunată va primi sfânta răsplată. De acum până în vecie, lumea trebuie să știe că ești pomul de Crăciun pentru tot creștinul bun. An de an, copiii în cor, ți-or cânta colindul lor, cu glas dulce și duios, brad frumos și credincios, și cu ei va fi Hristos. Bravo! Bravo, foarte frumos! Bă, eu nu pot ține minte o poezie așa lungă. De când a scris Eminescu Luceaforul, m-am lăsat eu prea multe strofe. Și tu, Ioana? Și Ioana? Vreau să spun o poezie, numai că nu-mi amintesc. Dar amintește-ți alta pe care o știi. Nu trebuie să o spui pe asta care nu ți-o amintești. Nu-mi amintesc nicio poezie. Și niciun cântecel, nimic nu știi.
Sau cântă-ți poezia care da. Ai la serbare. Nici dacă, dă moșul, nici dacă vă dă moșul mic cadou, nu-ți aduce aminte. Da, auzi, da, dacă te ajută prietenele tale. Nici așa? Nu știu chiar. Știu pe aia de la serbare. Ai, auzi, de la serbare. O știi pe aia de la serbare. Dar aia vrea să spun mea că am uitat-o. Așa repede ai uitat-o. Are emoții, lasă că are emoții. Nu-i nicio problemă. Uite, numai puțin, te pune moșul aici jos. Ia vezi acolo spatele canapelei. Poate își aduce aminte. Până dă niște cadouri la copilaj. Cătălele? Ia uite ce are moșul pentru voi. Cătălele? Nu, are moșul ciocolată și uite cât un căluț, cât un unicorn. Poftim. Da, trebuie să-i dați pupă la moșul. Nu să creșteți mari, să fiți cu minți, da? Da, eu foarte mult. Hai, dați-i pupă la moșul. Da, ce mai? Să fiți cu minți, da? Da. Hai, nu dai pupă la moșul, Ioana. Hai. Să crezi mare, da? Da. Bun, moșu, mulțumim frumos, mulțumim copii. Luăm o scurtă pauză și ne vedem după știri cu alți copii care au venit să-l viziteze pe moșu și să-l colindă.